Da, bună ziua. Pe cine căutați dumneavoastră? Pe nimeni. Păi cum adică? Păi nu caut pe nimeni. Dumneavoastră cine sunteți? Pe cine sunteți dumneavoastră? Sunt agent imobiliar, Șervan Crâmbițaș. Și ce căutați aici la Nilascar? Am un apartament de vânzare. Aici, în blocul ăsta. Aici, pe Mărgeanului, ăsta e numărul 14, nu? Da, da, numărul 14. Mărgeanul, intersecție cu Buzoieni, da. Pot să merg sau? Păi, puteți, da. Mulțumesc. Și unde vă duceți acum? Mă duc la apartament să-i fac un clip video de prezentare. Vedeți că vă filmez. Da, că insistați. Proprietarul știe? Păi am cheia, proprietarul mi-a dat cheia. Dar dumneavoastră cine sunteți? Administratorul. Administratorul blocului. Administratorul, da, întregului. Și n-aveți treabă, v-ați plictisit, mă bateți pe mine la cap? Ce apartament vinde, al cui? Un apartament de 3 camere la etajul 8. Nu mai țin minte cum se numește proprietarul. E adevărat că blocul e din 1985? Da, din 1985. Am înțeles. Da, e un bloc foarte bun și prețul e bun. Poți să, adică... Păi, luați, dar... Dar puteți să nu mă mai filmați? Nu vreau. Vă rog frumos să nu mă mai filmați. Vă filmez, dumneavoastră, de ce să nu vă filmez? Cred că am lăsat ușa deschis. Hală la administrație. N-are treabă administrația cu circulația liberă a liftului. Păi nu vă educați vecinii. Oamenii se educă singuri în fiecare zi, citesc câte o carte, mai merg cu liftul. Lasă, tată, dar aici am descris programul de liniște bloc. De ce n-a spus semn cu, vă rog, închideți ușa la lift? Să nu rămâne. E pus interiorul. Vă deranjează? Da, vă rog să faceți liniște în bloc. Păi s-a blocat liftul la 3. Ia uite, mă, frate. Trebuie să urmă scând la 3 acum, să poate să mergeți dumneavoastră? Păi eu vin și dumneavoastră ca să văd ce faceți. Dar de ce miroase așa? De la parfumul care a fost folosit de femeia de serviciu. Femeia de serviciu de cu parfum cu bloc? Nu, când pune lavandă în apa cu clor cu care spară pe jos. Asta e țeapă de gaz? Țeapă de gaz care circulă pe tot blocul, da. Asta înseamnă că își pot pune centrală oamenii? Da, își pot pune centrală. Aici la ce etaj? La 2. Deci mai e un etaj. Mm-hmm. Dar chiar aveți de gând să vă țineți după mine toată vizionarea? Da, toată vizionarea. Care vizionarea? Dar casa n-aveți voie să intrați. Cum adică? Păi nu e casa dumneavoastră. Păi și e casa dumneavoastră? Ia să vedem. Da, mă, tata, uite, am lăsat-o deschis, dar eu nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă. Da, e drăguț liftul. De aceea poți vi s-a terminat lemn, nu? Aici, da, au schimbat ușa și... Pe care? Că tot liftul e la fel, mai puțin asta. Păi asta zic, că s-a schimbat ușa. Se gătește în lift? Nu se gătește, de ce? Și de ce avem aerisire? A, s-au rămas așa. Am înțeles. V-au dat bani? Da. Am înțeles. Să rămână. Bună ziua. Bună ziua. Aici este. Da, știu, haide să vedem. Ce vindeți dumneavoastră aici? Un apartament de 3 camere. Dar nu le știți că stai pe stație în bloc? Că... nu prea. Ăsta e. 70 de metri pătrați, 64 plus 6 de balcon. Două grupuri sanitare, electric schimbat. Dacă am puține siguranțe, așa pe stuțe aici. Depinde de proprietar. 4 siguranțe. Sanitara e pe cupru. Aha. Uitați, asta e baia mică. Dar nu înțeleg ce vă rădunați. Asta e o debara. Asta e o debara. Care merge foarte frumos cu câtă bucătărie. Eu zic că aici ar merge o bucătărie foarte bună, nu înțeleg de ce am făcut debarele așa mari. Și aici, în vedere pe Mărgeanului, se vede până și stadionul Ghencea. Uite elicopterul meu APN. Ăla e un bloc care nu știu ce caută acolo. Oh, puteți să mai spuneți ceva de bloc? Să audă oamenii ăștia? Păi ce să vă mai spun, că vă mai întreb eu, ce vindeți dumneavoastră la oameni aici? Câte camere ați spus? 3 camere, tată, dar nu știți modelul de apartament, ăsta e dormitorul, cu un parchet albastru, nu știu de ce l-am ales așa. Și aici e un dressing, care are o ușă mai lată decât mine. Aici au fost două debarane pe ele, asta. Și cam așa arată. A frigider? Până în capăt, așa. Da, un dressing generos. Zic eu că e un dressing generos. Se poate cu credit? Merge cu credit. Întreb pentru finul meu care ar vrea să-și ia și ceva în zonă. Dar nu tot așa agresiv e? Intră la oameni în casă? Nu e agresiv, uitați elicopterul. Da, sunt multe elicoptere. Asta e sufrageria, aici am un balcon. Care este metri are balconul ăsta? 6 metri și 64 util, 70 în total, bloc din 1985. Pare mare.
Da, iar prețul, nu cred că mai aveți în blocul ăsta așa preț. În bloc, da. Chiar nu cred că mai aveți așa preț. Instalația electrică e schimbată, nu e schimbată? Bă, și așa a zis proprietarul, dar încep să mă îndoiesc. Încep să mă îndoiesc pe numărul de siguranță, deși doza asta e nouă. Cred că știi ce? Cred că a schimbat doar cablurile pe pereți și nu... erau pe tub, știți? Așa. Dar n-a mărit instalația. Asta e ca, dar nu înțeleg de ce l-au făcut-o până în capăt. Ăsta e locul de televizor. Uh-huh. Poți să spui televizorul ăla, poți să spui la un film. A doua baie, aici vine foarte bine mașina de spălat. Așa joasă. Scurgere. Păi ai scurgere alimentare direct în perete la baie. Și ăsta e dormitor. Uite dormitorul. Doi, deci sunt două dormitoare și cu geam pe balcon, adică. Da, foarte frumos, să fie aerisit. Cam asta este. Vreți să știți prețul? Prețul? Da, chiar aici, pe Mărgeanul, intersecție cu Buzoieni, la etajul 8 din 10, bloc din 85, e reabilitat blocul că n-a fost dat. Blocul? Da. La ce vă gândiți că sunteți administrator? Păi, dar nu. Să știți. Da, blocul e reabilitat termic. Așa. Comisiunul la mine e 0%. 0%? Adică nu luați nimic adică de la... Eu nu iau de la cumpărător niciun bani. Adică de la finul meu nu luați niciun bani. Nu iau. Să vină finul, îi trimite scriptul, nici nu mai au plătit. Comisiunul e 0%, așa, da? 70 de metri 64 util plus 6 metri de balcon, prețul este 75.000 de euro. 75.000 da. De euro. Și știți ce fac cu apartamentul ăsta dacă nu-l vând? Ce? La anul pun pe trâmbițașul.ro, cea mai tare platformă de anunțuri imobiliare, care nu există încă în România, modelul ăsta de platformă. Adevărat. De ce? Că pot posta doar proprietarii sau agenții imobiliari care lucrează în reprezentare exclusivă. Pot posta doar clipuri în format video, că doar nu există clipuri în format foto, anunțuri în format video, am vrut să spun, de maxim 5 minute, comisiuni 0%. Tot 0%? Tot 0%. Toată lumea care pune acolo nu poate să ia comisiuni, va acoperi toată țara și se va lansa în ianuarie 2024. Și acum am lăsat să mă duc? Da. Mulțumesc.